Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Astăzi vă propun să facem o călătorie în Balcani, o călătorie misionară, nu departe de România, într-o zonă în care este mare nevoie de Evanghelie. Cei care ne vor călăuzi, ne vor conduce în această călătorie sunt Betuiel și Bianca Domnicăi. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! V-am avut și anul trecut în studio și mi-a făcut plăcere să discut cu voi, să discutăm împreună despre situația din Macedonia, unde slujiți Domnului de cât timp? Aproape 3 ani. Aproape 3 ani. Ei sunt trimiși de Biserica Salem din Marghita, o biserică mică, dar cu inimă pentru misiune, pentru că în afară de voi, biserica aceasta mai susține încă o tânără în Albania. În ultimul an, ce s-a mai întâmplat în Macedonia? Care este situația politică, economică de acolo? Aș vrea să împărtășim aceste lucruri cu ascultătorii noștri, că poate, chiar dacă este atât de aproape țara aceasta, știm atât de puțin despre ea, despre locuitorii ei, situația religioasă acolo, care sunt principalele minorități religioase. Câteva gânduri. Cine începe? Da, pot să încep eu. Avem aproape 3 ani de când suntem în Macedonia. Începem să cunoaștem tot mai mult, să ne adâncim tot mai mult în cultură, să cunoaștem tot mai mult oamenii de acolo. Noi lucrăm cu albanezii în Macedonia, pentru că în Macedonia încă nu există nicio biserică printre albanezii de acolo și dorim să fie o biserică. Dorim să fie o biserică acolo cum credem că ne dorim lucrul acesta și ne rugăm și România se roagă. Albanezii din Macedonia având ca religie principală islamul. Islamul. Deci ei sunt 700-800 de mii de albanezi în Macedonia. Pe internet găsim că 99% sunt musulmani. Și ce ar fi ceilalți 1%? Poate sunt atei? Agnostici? Da, da, atei. Deci avem în Macedonia ca și grup majoritar macedonienii. Ei formează cam 64% dintr-o populație de 2 milioane. Macedonia este o țară mică, am spune noi, cu doar 2 milioane de locuitori. Macedonia a fost parte în fosta Republică Socialistă a Iugoslaviei. Da, așa este. Deci majoritatea sunt macedoneni, apoi grupul etnic următorul este albanez, grupul albanez. Mai sunt și în jur de 70.000 de turci care locuiesc în Macedonia. Iar și printre ei nu există nicio biserică. Și voi lucrați în acești ani, ultim 3 ani, în Skopje, capitala țării. Câți albanezi locuiesc aici? În Skopje locuiesc în jur de 200-250 de mii de albanezi. Sunt amestecați, locuiesc împreună cu macedonienii sau în cazul lor ocupă zone diferite, cartiere diferite? Putem să spunem că locuiesc separat, pentru că în Skopje se împarte în două. Prin Skopje trece râul Vardar și pe o parte a râului locuiesc macedonienii, pe cealaltă parte albanezii. Noi locuim pe partea albanezilor pentru că dorim să-i câștigăm și sigur, aceasta ne este scopul pentru care suntem în Macedonia. Când vorbim de faptul că albanezii locuiesc de cealaltă parte a râului, vorbim și de faptul că au școli diferite, magazine diferite, deci totul este separat. Universități diferite. Universități diferite. Sunt, au și administrație separat. Diferită. Ca și administrație, da, în ce privește primăriile, da. La nivel de stat există și un partid albanez. Da, la începutul existenței acestei republici au fost tensiuni puternice între cele două grupuri etnice,
macedonenii majoritari și albanezii minoritari. Există mai multă armonie în ultimul timp? S-au mai aplanat tensiunile sau din când în când mai izbucnesc tensiuni și conflicte violente între cele două grupuri? Putem să spunem că anul acesta a fost un an în care au fost unele conflicte, deoarece au fost alegerile prezidențiale anul acesta. Și de la 1 ianuarie până în luna aceasta, august, au fost înregistrate 175 de crime, din care aproape 130 au fost crime datorită problemelor care sunt între albanezi și macedoneni. Și au ieșit în stradă albanezii, pentru că în 2012 a fost un recensământ să vadă câți albanezi sunt în Macedonia, și când a văzut guvernul că numărul albanezilor este în creștere, a oprit recensământul. Anul acesta președintele țării a trimis o scrisoare partidului albanez din Macedonia ca să oprească și să lase până anul viitor, până se vor termina alegerile prezidențiale, ca să nu izbucnească alte probleme între macedoneni și albanezi. Da. În ce a constat implicarea voastră în Skopje ca și slujitori, misionari, în acest an de când nu ne-am mai întâlnit și ne-am mai povestit? În principal ne-am implicat într-un centru de socializare care este adresat tinerilor albanezi. Centrul ăsta este plasat strategic între două universități, tocmai pentru a putea ajunge la tinerii studenți. Am încercat să ajungem la ei printr-un curs de limba engleză care îl ofeream gratuit, prin literatură creștină gratuită, și în acea locație organizam diferite activități pentru a putea să ajungem, să intrăm în contact cu tinerii. Iar de aici, de la tineri, reușeam să ajungem în familiile lor, pentru că sigur se creează o relație de prietenie și ne invitau în casele lor. Ei sunt foarte ospitalieri. Când mergem la ei acasă, pur și simplu își deschid inima și casa și oferă tot ce au, practic. Și atunci ajungeam în casele lor, legam relații cu familiile lor. Noi am reușit să ne împrietenim cu vecinii noștri, ca și familie tânără. Tinerii care s-au căsătorit, deci îi cunoșteam de la universitate, se căsătoreau, reușeam să păstrăm legătura cu ei. Prin diferite proiecte pe care le-am făcut, am făcut un proiect cu niște animale într-un sat. Ce puteți spune de acest proiect? Am vrut să intrăm într-un sat unde foarte mulți oameni știu Coranul pe de rost, un sat foarte islamic, și ne trebuia o ușă prin care să intrăm în acest sat, și am făcut un proiect în care să cumpărăm niște animale, cum ar fi o capră și un ied la câte o familie. Am cumpărat așa pentru 15 familii și am luat legătura cu cineva de la primărie. Ei când au auzit au fost foarte încântați. Noi le-am spus să ne caute 15 familii care sunt în nevoie. Ne-au căutat și am cumpărat animalele, tot ceea ce a fost nevoie, și am putut ajunge în acele familii. Și astăzi, unele din familii care sunt mai deschise, care își doresc să audă despre Domnul Iisus, despre ce spune Biblia, mergem în casele lor, stăm de vorbă cu ei, ne rugăm pentru oamenii de acolo. Sigur că din aceste 15 familii, noi ne-am fi dorit să putem să continuăm o relație cu toți 15, însă Dumnezeu ne-a dat harul să putem să continuăm relația cu 3 dintre familii, ceea ce noi considerăm un mare pas. Satul fiind foarte islamic, oamenii sunt și suspicioși, atenți cu noi, ei știu că noi suntem creștini, și atunci relațiile se creează, e nevoie de timp. Dar în ceea ce privește libertatea religioasă, în Macedonia există libertate religioasă. Libertate religioasă și cuvântul lui Dumnezeu poate fi împărtășit liber. Da.
oriunde. Este, prin lege nu avem voie să evanghelizăm copiii. Sub 18 ani nu avem voie. Dar sunteți acolo cu acest scop de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu și în viitor, sigur că vom reveni la această temă, în viitor să vedeți prima biserică creștină fondată printre albanezi. Cum sunteți în procesul de învățare a limbii și a culturii albanezii? Acum voi sunteți într-o situație mai delicată pentru că lucrați cu o minoritate într-o anumită țară, în speță Macedonia. Trebuie să învățați și limba albaneză și cultura albaneză, dar fiind acolo veți fi sau sunteți forțați, constrânși să învățați și limba macedoniană. Da, așa este. Primul an și jumătate ne-am implicat în învățarea limbii. Pentru că, sigur, există tendința, ajungem acolo plin de pasiune, plin de râvnă. Am avut tendința să facem tot mai mult și să neglijăm oarecumva partea asta de învățarea limbii, însă am avut colegi care ne-au făcut conștienți și ne-au ajutat să păstrăm echilibru, să putem să învățăm limba. Și asta am făcut. Un an de zile am luat cursuri. De ce este atât de important să înveți limba în primul an? Explicați un pic acest lucru, pentru că uneori acest aspect este greu de înțeles pentru cei de acasă, care așteaptă ca în primul an să vă implicați cu totul și cu totul în misiune, să veniți cu rezultate și problema limbii este o chestiune secundară. Noi am văzut acolo că oamenii cu care lucrăm, când le vorbim pe limba lor, ei se deschid. Să vă dau un exemplu, mergem la piață și eu observ că noi nu suntem albanezi din Skopje și ne spun că suntem albanezi din Albania și noi le spunem nu, suntem din România, suntem români din România. Ei spun atunci sunteți albanezi din România. Noi le spunem nu, suntem români. Și atunci ei spun cum sunteți români din România și ați venit la noi și ați învățat limba noastră, cultura noastră și chiar unii ne spun voi știți albaneza mai bine decât noi, vorbiți mai curat decât noi. Și atunci avem deschidere în casele lor. Pe loc ei ne invită în casele lor să ieșim la un ceai, să stăm de vorbă cu ei și ca să putem împărtăși Evanghelia, trebuie să le știm limba. La început când eram și nu știam limba albaneză, sigur aveam colegii care ne traduceau, dar vedeam că oamenii nu se deschideau. Deci învățarea limbii vă este de folos nu numai în lucrare, în comunicare, dar este și o dovadă, un semn al faptului că îi prețuiți pe acești oameni, că vă pasă de ei atât de mult încât le învățați limba. Și ați făcut progrese, nu? Da. Vorbiți, transmiteți mesaje în limba albaneză, da, cântați. Acum putem să ne rugăm în limba albaneză, putem citi Biblia în limba albaneză, scrie în limba albaneză și Dumnezeu ne-a ajutat că am învățat această limbă. După un an jumătate acolo, am dedicat și cam 6 luni de zile să învățăm și limba macedoneană. Deși nu lucrăm cu macedonenii, dar trăim în Macedonia și trebuie să știm un pic și de macedoniană, pentru că la magazine, documentele, oriunde mergem, e totul scris în macedoniană. Și putem spune că știm și un pic de macedoniană. Nu atât de mult ca și albaneză, dar ne descurcăm. Ce fel de limbă este macedoniana? Cu care dintre limbile cunoscute se aseamănă mai mult? Se aseamănă foarte bine cu cea din Bulgaria și din Serbia. Este o limbă slavonă, cu alfabet chirilic, iar limba albaneză nu are rădăcini, e o limbă de sine stătătoare, cu alfabet latin, deci vorbim de 2 limbi total diferite. Da. Întorcându-ne la limbă și la albaneză, în speță, vă întrebam cât de bine o stăpâniți. Ați ajuns să vorbiți, să predicați, să cântați. Știu că tu, Bianca, ești și cântăreață. Aș dori, dacă este posibil, să cânți o cântare în limba albaneză. Să auzim cum sună această limbă de sine stătătoare cu rădăcini antice care aparține unui popor foarte vechi din zona Balcanilor.
albanezii sunt urmașii vechilor iliri despre care Biblia amintește. Apostolul Pavel a ajuns cu Evanghelia până la ei. Da, sigur. Aș putea să cânt Psalmul 23. Am și înregistrat un CD tocmai pentru că majoritatea albanezilor nu au auzit niciodată cântece, cântări de laudă în limba albaneză. Și am folosit acest CD-ul ca și unealtă pentru a introduce cumva pe albanezi în această lume a muzicii creștine. Și cei care au primit și au ascultat acest CD-ul au fost mișcați și erau atinși, au fost atinși. Și... Deci folosești muzica pentru a aduce vestea bună în inimile celor care ascultă. Da, așa este. Te ascultăm. Zotiaș bari uim, ajenuc dot mă mungon. Zotiaș bari uim, ajenuc dot mă mungon. Aimaçon, na culota me partanyom, madreiton pra nuira veçeta çlodin. Aimaçon, na culota me partanyom, madreiton pra nuira veçeta çlodin. Aim mă părtrin șpirtin, mă cion aș cicet e dresis, nga dașuria ce cam părem lineti. Desicur ta eția, ne lukina ne hia să vdechies, eu zdo ta kisha fric nga zhe e kece. Sepse ti e me mua, shkopi ude thu prajote, janë ato që më japin zemrë mua. Zoti është bari uim, a zhë nuk do të më mungon. Zoti është bari uim, a zhë nuk do të më mungon. Amin. Amin, mulțumim tare mult. Vorbeam înainte de implicarea voastră la acest centru, Centru Chiriazi. Da. De unde vine numele acestui centru? Chiriazi a fost primul pastor albanez. El a avut și o influență în ce privește formarea alfabetului albanez și a fost primul protestant albanez din Macedonia. Și am ales acest nume, nu noi, ci colegii noștri, tocmai pentru că albanezii, deși face parte din istorie, nu știau despre ce este vorba, de la ce vine cuvântul Chiriazi. Și atunci era o oportunitate să le explicăm și să le spunem că a existat odată un pastor protestant albanez. Deci ați fost implicați acolo, apoi acest proiect din strunsat de lângă Skopje. Din ultimul an, din implicarea voastră acolo, care au fost cele mai frumoase amintiri, realizări în implicarea voastră evanghelică? În ultimul an, Dumnezeu a deschis ușa și am putut cu foarte mulți tineri să împărtășim Evanghelia. Putem să spunem că a fost un an, pentru noi, un an roditor, pentru că au fost tineri care ei au venit la noi și ne-au întrebat ce înseamnă a fi creștin, ce înseamnă, el spunea, un tânăr chiar îmi spunea, Betuel, am auzit că voi vorbiți cu Dumnezeu și am putut foarte deschis să explicăm, da, este adevărat, noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu se implică în viața noastră a creștinilor și ne dă răspuns la rugăciuni. A fost un an binecuvântat. Pentru că au fost oameni care, chiar un bărbat a venit la un moment dat și mi-a spus, Betuel, aș vrea să fiu botezat. Sigur, i-am spus, se poate, însă trebuie să înțelegi ce înseamnă cu adevărat botezul. Avem chiar și o familie care l-a primit pe Domnul și cu ei suntem în proces de ucenicizare și de creștere spirituală.
S-au dat Biblii, cărți creștine, reviste creștine. Putem să spunem că a fost un an binecuvântat și putem să zicem din toată inima slavă Domnului pentru ce s-a realizat în acest an. Pentru mine a fost foarte încurajator când familia de care spunea Betuel, soția a venit la mine și mi-a spus, am avut niște experiențe cu Domnul și am spus, povestește-mi despre ce este vorba. Îmi spunea, m-am rugat pentru că nu aveam bani să le cumpăr ceva la copii. Și când au ieșit pe stradă, spune, în gândul meu mă rugam. Și un bărbat a apărut din senin și i-a dat la băiețel o sumă de bani ca să-și cumpere o înghețată. O sumă, a zice, semnificativă pentru ei. Și a fost așa de încurajat, îmi povestea chiar cum Dumnezeu îi purta de grijă și veneau femei din bloc să-i ofere ceva de muncă, să calce haine sau la curățenie. Iar acum, în ultimele luni, chiar a reușit să-și găsească un loc de muncă, ceea ce este un lucru mare pentru o femeie albaneză. Și am fost foarte încurajată cum Dumnezeu a dovedit aceste femei că este providența lor. Există discriminare în societate de spui că e mai greu pentru o femeie albaneză să-și găsească de lucru? Da, există discriminare. Albanezii sunt cei discriminați pentru că femeile nu sunt... nu prea merg la școală. Nu sunt... N-au avut parte de educație datorită poate culturii, nu? Da, da, așa este. Deci o femeie, dacă în trecut, acum vorbim de câțiva ani în urmă, lucrurile s-au mai schimbat. Însă femeile care acum sunt la 30-40 de ani, poate nu au nici 8 clase. Și atunci se află în imposibilitatea de a găsi un loc de muncă. Macedonenii se favorizează pe ei, încearcă să-și găsească lor de muncă și atunci... Albanezii sunt cei care au parte de discriminare. Vorbim de albanezii din Macedonia. Eu am fost și în Albania de mai multe ori și în Albania sunt deja zeci de biserici, probabil că au trecut numărul lor de 100, sunt mii de credincioși evanghelici care l-au primit pe Domnul în ultimii 20 de ani. În Macedonia, printre albanezii din Macedonia, încă nu există nicio biserică. Care credeți că este motivul? De ce oare în Albania albanezii sunt mai deschiși pentru Evanghelie și aici sunt ei mai închiși? Este mai dificil să lucrezi printre albanezii din Macedonia? Este mai dificil pentru că sunt și macedonenii și albanezii. Macedonenii țin la religia lor și vor să-și impună ortodoxismul și să conducă și să câștige pe toți oamenii, să câștige și să fie ortodoxi. În același timp, albanezii care sunt musulmani și ei luptă și îi spun că noi ne dorim ca să câștigăm țara și noi să fim sus și să nu ne pierdem religia, identitatea și de aceea Evanghelia pătrunde mai greu. Și iarăși numărul misionarilor este foarte, foarte mic în Macedonia. Noi dacă cunoaștem în Skopje 10-15 misionari. Cât de mare este orașul? Orașul este de 600.000 de oameni, 250.000 de albanezi. La 15 misionari e un număr foarte mic. Și acești 15 misionari lucrează doar printre albanezi sau sunt unii care lucrează și cu macedonienii? Sunt care lucrează și cu macedonienii, dar sunt care lucrează și cu albanezi. Sigur, acești 15 poate sunt cu albanezii, care lucrează cu albanezii. Suntem noi, suntem 5 români. Vorbiți-mi un pic de echipa românească, pentru că nu o să am ocazia să-i invit și pe ceilalți în emisiune, dar vorbiți-mi un pic de colegii voștri, de slujire. Eu și soția mea Bianca, mai avem un coleg, Ilie Rădeanu, din Timișoara, și el este cu noi în Macedonia și din toamnă, cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, va mai fi o familie din Oradea, familia Tănăsescu, vor fi și ei cu noi și vom fi 5 români în Skopje. În echipa noastră mai sunt și 2 misionari din Albania, un frate și o soră.
Deci în echipă suntem 7. 7 oameni care ați lucrat împreună, sau parte dintre voi ați lucrat împreună până de curând, pentru că s-au mai adăugat echipei recent câțiva membri în acest centru Ciriazi, în dezvoltarea de relații. Este provocator să lucrezi împreună într-o echipă internațională, români, albanezi? Care sunt valorile unei culturi, ale celelalte culturi? În ce domenii ați putut lucra împreună? Unde au apărut mici tensiuni care au trebuit să fie puse la punct, rezolvate? Da, putem să spunem că și noi și cei din Albania suntem din Balcani și deși sunt momente când mai sunt unele mici tensiuni, prin comunicare și flexibilitate se discută acele probleme care sunt mici probleme și putem să ajungem la un numitor comun și să putem lucra. Fiecare dintre noi mergem pe câmpul de misiune cu un bagaj cultural și atunci este necesar fiecare dintre noi să practice renunțarea. Sunt tot felul de chestiuni, am spune noi, mici, care pot să intervină și să creeze dificultăți sau discordii între noi. Însă ceea ce noi facem e să renunțăm la acest bagaj cultural și învățăm cum să facem lucrul acesta. Sigur, și colegii noștri învață lucrul acesta. Comunicarea este foarte importantă. Să comunicăm, să nu fim egocentriști, să nu facem diferență că noi suntem din România sau ei sunt din Albania, să ne vedem ca pe o familie și să încercăm să ne păstrăm scopul pentru care suntem acolo. Care credeți că este contribuția echipei din România la bunul mers al lucrării de acolo, al membrilor români din echipă? Care sunt aturile mai aparte pe care voi le aveți? Noi românii cred că suntem foarte buni plantatori de biserici. Noi unde mergem dorim să plantăm biserici și învățăm repede o limbă sau ne dăm tot interesul să învățăm și după încercăm să legăm relații cu oamenii și să împărtășim Evanghelia și cred că noi românii, când am intrat în această echipă, am spus și luptăm pentru aceasta. Vrem să plantăm o biserică. Și sigur, de multe ori trebuie să mai lăsăm de la noi și să așteptăm ca și ceilalți din echipă să înțeleagă că noi avem aceasta pe inimă, plantare de biserici. Pentru că e posibil ca într-o zi să nu mai primim viză sau alte lucruri și în spatele nostru să poată să fie o biserică care să meargă înainte. Și uitându-vă la colegii voștri albanezi, care sunt beneficiile participării lor în această echipă în lucrarea din Skopje? Ei au avut un avantaj mare, limba. Vorbeau limba și atunci pe noi cel puțin a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Am putut ușor să intrăm în familiile albanezilor încă din primele luni. Ei aveau deja niște relații create și noi am putut să observăm pe lângă ei și să învățăm cultura, limba. Ei ne-au ajutat în ce privește, ne mai corectau, ne-au ajutat să înțelegem anumite aspecte culturale. Sigur că și pentru ei a fost dificil pentru că nu putem vorbi de aceeași cultură în Albania și în Macedonia, deși sunt albanezi. În Macedonia, colega noastră chiar spunea, am fost șocată să văd de faptul că sunt așa de radicali și țin așa de mult la islam. Practic ei se identifică ca și albanezi, a fi albanez înseamnă a fi musulman, ceea ce în Albania nu se regăsește. Și albanezii au putut să interacționeze mai repede cu oamenii știind limba și ne-au fost de mare ajutor și nouă în direcția aceasta. Chiar am observat când v-am vizitat și am vizitat și centru,
am observat tineri, mai ales tinere, care țineau foarte mult la a se îmbrăca în așa fel încât să mulțumească acea latură, să zic, mai conservatoare, fundamentalistă din Islam. Pentru mine a fost o surpriză să văd într-o capitală, să zic, europeană, femei acoperite, nu chiar cu burca, dar acoperite, tinere, îmbrăcate în negru, și multe dintre ele sunt la universități. Da, este o onoare pentru femei să se acopere, câștigă respect și din partea comunității și consideră, deci chiar îmi spuneau tinerele, consideră că sunt apreciate de Allah și că într-adevăr fac voia lui Allah umblând cu portul acela islamic. Deci este o onoare. Femeile care și fetele care se acoperă, chiar și de la o vârstă foarte fragedă, am văzut fete și la 7-8 ani care deja aveau vălul și sunt respectate, consideră a fi o onoare. Și băieții caută tot mai mult, din ce în ce mai mult, fete care sunt acoperite. Deci care fac parte din islamul conservator, tradițional. Cum e pentru voi, ca și femei acolo, să interacționați cu femeile albaneze? Trebuie să faceți și voi concesii, să vă îmbrăcați oarecum asemănător cu ele? Cum vă privesc? Da, este important să avem o îmbrăcăminte decentă. Deoarece trăiesc și macedonenii în Macedonia și există creștinismul, nu trebuie să ne acoperim ca și în alte țări islamice, unde femeile e necesar să se acopere, însă ținem foarte mult să avem o îmbrăcăminte decentă, astfel încât să nu le punem într-o ipostază de a nu se simți confortabil și în același timp trebuie să transmitem corect valorile creștine. Pentru că ele privesc foarte mult la noi, la noi ca și familie, la mine ca și soție, privesc cum mă comport, cum mă îmbrac, cum mă raportez la soțul meu, soțul meu cum se raportează la mine. În toate trebuie să fim foarte atenți să transmitem valorile creștine în mod corect. Sunteți de aproape 3 ani pe câmpul de misiune. Ați împărtășit cu noi bucuriile, satisfacțiile, împlinirile de care ați avut parte în ultimul timp, relații noi. Ați avut și frustrări, ați experimentat și amărăciunea și dezamăgirea. Au fost momente în care v-ați întrebat ce căutăm pe câmpul de misiune, este locul nostru aici? Au fost momente în care v-ați gândit să vă faceți bagajele, să veniți acasă? Au fost astfel de momente? Și ce le-a determinat? Pot să spun că au fost momente dificile, dar nu atât de dificile încât să spunem ne facem bagaje și plecăm acasă. Pentru că căutăm să ne punem obiective în care să le putem împlini și sigur cu ajutorul lui Dumnezeu. Au fost momente în care am putut să spunem am fi vrut ca o familie sau o persoană să primească mai mult Evanghelia sau ne-a dezamăgit. Ați investit? Am investit mult. Săptămâni, luni în această relație, da. Și după aceea a dispărut, da. S-a topit, s-a frânt. Da, deci pot să vă dau un exemplu în sensul acesta. Am avut un prieten și chiar și acum îmi este prieten, am investit, pot să spun, poate 2 ani jumate în băiatul acesta, chiar cum am ajuns în Macedonia și foarte deschis și chiar cred că la un moment dat accepta să facă și rugăciunea și foarte deschis pentru Evanghelie. Dar la un moment dat a început să meargă la moschee, să, în fiecare vine, să se trezească de dimineață, să-și facă rugăciunile. A început să se îmbrace ca un musulman mai practicant și așa mai departe. Până într-o zi când a venit la noi la centru și a început să mă contrazică cu versete din Biblie, nu din Coran, din Biblie. Eu am crezut că este prietenul meu, că îl caută pe Domnul, dar dintr-o dată s-a schimbat toate lucrurile. Am fost dezamăgit în momentul ăla. Am spus, Doamne, 2 ani și jumătate
Și persoana asta, eu mă așteptam și deja la un moment dat ne gândeam, ne imaginam că va fi poate unul dintre lideri, un păstor și așa mai departe. Dar dintr-o dată s-au schimbat toate lucrurile și sigur continuăm să ne rugăm pentru el, că poate familia, poate prietenii, nu știm ce l-a determinat atât de mult să se schimbe dintr-o dată. Tot mai mulți tineri îmbrățișează islamul radical. Țările din Orientul Mijlociu investesc foarte mult în Macedonia. Deci, numărul moscheilor construite în ultima vreme a depășit 580. Sunt tot mai multe moschei noi care se construiesc, școli, se fac internate pentru tineri și pot să stea acolo în tână pentru, nu știu, o sumă foarte mică, timp de un an de zile, dar sunt obligați să citească Coranul și anumite cărți religioase și să facă cele 5 rugăciuni. Și atunci tot mai mulți tineri îmbrățișează islamul radical. Deci cu atât mai mult ar trebui ca și biserica să se trezească, biserica de pretutindeni, și oarecum să contrapună acestei presiuni și penetrări a islamului în Balcan și în zonă o lucrare eficientă printre albanezii de acolo. Da. Voi sunteți prea puțini, așa cum spuneați, sunteți prea puțini și resursele sunt prea mici, iar dincolo sunt resurse umane și financiare imense care caută să câștige și să penetreze în această țară. Da, deci am din câte observat noi, cei din islam și-au dat seama că nu mai pot cuceri prin alte feluri decât prin, mai ales în Macedonia, cum e o țară cu nevoi financiare și economice, au făcut școli, au și toți banii aceștia vin de la oameni care sunt musulmani. Și atunci, Macedonia, cum este o țară cu nevoi, albanezii au acceptat. Au acceptat foarte repede, foarte ușor tinerii, au îmbrățișat și îmbrățișează islamul foarte, foarte ușor. Noi în Macedonia putem să spunem și în fiecare biserică în care mergem, provocăm și spunem fraților să se roage, dar ne-am dorit atât de mult să vedem oameni care vin și locuiesc acolo. Sunt orașe întregi, comune întregi, sate întregi, care nu au o lumină. Măcar un creștin, un misionar care să fie. Este o comună la nici 10 km de Skopje, în care sunt 20.000 de albanezi și nu este nici un misionar, nici măcar unul. E o nevoie uriașă. Deci faceți oarecum și un apel, nu? În cadrul acestei misiuni. Sigur. Un apel tinerilor. Sigur că o să vă dau posibilitate și la sfârșit să vă adresați ascultătorilor. Dar faceți un apel și acum pentru mai mulți și mai mulți tineri, familii tinere care să se mute în Macedonia, să se alăture vouă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu acolo. Sunteți pe punctul de a vă reîntoarce în Macedonia după o perioadă foarte scurtă, o vacanță, vizitarea bisericilor care vă susțin. Vă întoarceți înapoi. Care sunt planurile viitoare, planuri pe termen mediu, planuri pe termen lung de slujire în Macedonia? Da, deci cu ajutorul Domnului ne întoarcem chiar acum la sfârșitul acestei luni și planul nostru este să începem o biserică, să deschidem o biserică. Pentru că în Macedonia n-a mai fost o biserică, printre albanezii din Macedonia n-a mai fost o biserică de foarte mult timp, ne dorim să deschidem o încăpere, un locaș în care albanezii să poată să găsească răspuns la anumite întrebări, să găsească frați, surori, misionari care să se roage pentru ei și sigur, avem nevoie de susținere, de biserică care să se roage pentru noi, ca să putem să găsim o locație potrivită, să nu știm cum va răspunde cum vor răspunde oamenii de acolo. Chiar înainte să vin în România, cineva de acolo care l-a primit pe Domnul mi-a spus: Betuel, de ce eu aici în Macedonia nu am și o biserică în limba mea albaneză? O încăpere.
unde să mă adun și cu alți oameni și să ascult cuvântul lui Dumnezeu în limba mea albaneză. Ați avea cu cine să începeți? Sunt câțiva dintre prietenii voștri deschiși, interesați, preocupați să vi se alăture? Da, este o familie, chiar și 3 copii, facem și școală dominicală cu ei și obișnuiam să ne adunăm sau la noi acasă sau la ei, însă este nevoie de un locaș public, de un local public, pentru că este foarte greu pentru ei, dacă nu se cunosc, să meargă unii în casele celorlalți și atunci ar fi o deschidere mai mare și pentru cei care nu ne cunosc. Vrem ca această locație să fie cunoscută ca fiind biserica albaneză și credem că chiar bărbatul acesta de care spunea Betuel zicea, cunosc oameni care ar dori să afle mai multe despre Biblie și despre creștinism și nu au unde să audă în limba lor. Da, deci dorința noastră este să începem o biserică în Macedonia. Pe termen lung ne dorim să fie biserici în orașe, în toate orașele albaneze, în comune, în sate, pentru că credem că Domnul Iisus este aproape să vină și trebuie să ne facem treaba din toată inima și să ducem vestea bună la albanezi. Nu ne vedem, cum să spun, pe termen scurt în Macedonia, ne vedem pe termen lung acolo. Poate 15-20 de ani, pentru că dorim să vedem o mișcare de biserici în rândul albanezilor din Macedonia. Aminteați mai înainte cât de importantă este rugăciunea și să știți că bisericile din țară, din România, se roagă pentru voi. Suntem aproape de sfârșitul emisiunii și aș dori, poate tu, Bianca, să enumeri câteva nevoi de rugăciune. Pentru ce ar trebui să se roage credincioșii din România pentru voi? Apoi, cum ar putea bisericile din România să se implice în lucrarea pe care o faceți în Macedonia? În primul rând, este nevoie de rugăciune în ce privește creșterea spirituală și numerică a bisericii. Sunt câțiva oameni care l-au primit pe Domnul și au parte de presiune din partea comunității. Sunt copii, să spunem așa, în ce privește cunoștința Scripturii și ne dorim ca biserica să crească și spiritual și numeric. Ne dorim ca tot mai mulți oameni să audă Evanghelia și nu doar să audă, ci să fie receptiv, să o înțeleagă și sigur pentru protecția noastră spirituală, pentru că este presiune spirituală și cu siguranță celui rău nu-i convine că noi suntem acolo. Și atunci avem nevoie de susținere în rugăciune, mai presus de orice, susținere în rugăciune. Atunci când frații din România, când bisericile vor înălța rugăciuni către Domnul pentru Macedonia, pentru albanezi, pentru noi, vom avea biruință. Și asta e ceea ce avem nevoie. Bisericile, sigur, se pot implica cu post, cu rugăciune. Noi căutăm oameni care să formeze grupuri de rugăciune și pe care să-i ținem la curent cu situația de acolo și cu nevoile și sigur să se roage, să postească. Avem nevoie și de încurajare. Sunt puțini oamenii care aleg să ne scrie câte un mesaj poate într-o lună, ceea ce e foarte important pentru noi. Fiecare mesaj, absolut fiecare ne încurajează și chiar Betuel trecea printr-o situație mai dificilă și un frate i-a scris un mesaj în seara respectivă și spune, astăzi m-am rugat pentru tine. Și a fost așa o încurajare de mare pentru că a și primit biruință. Și asta pentru că au fost frați care s-au rugat. Se pot implica, sigur, bisericile prin susținere, prin dărnicie. E nevoie pe partea aceasta. Acum când vom deschide acest nou centru, va trebui utilat, va trebui să plătim o chirie și biserica din România poate să contribuie la deschiderea acestei prime biserici albaneze din Macedonia. Apoi avem nevoie în special de oameni care să se dedice pe termen lung, familii, tineri,
care să își dedice practic viața în mâna Domnului și să slujească, ca să vedem împlinindu-se scopul lui Dumnezeu acolo în Macedonia. Betuiel, Bianca amintea nevoile de rugăciune și modalitățile în care bisericile din România se pot implica în susținerea lucrării din Macedonia. Aș vrea acum în încheierea emisiunii să ai un cuvânt scurt pentru ascultători și în special pentru tinerele familii din România. Voi sunteți tineri, v-ați dus acolo să lucrați Domnului. Te rog să ai un mesaj pentru ele și să faci o provocare. Frați și surori, mă bucur că pot să vorbesc și să vă provoc. De fapt, este vorba despre marea trimitere care Domnul Iisus a spus-o atât de clar, să mergem și să ducem Evanghelia la toate neamurile. Macedonia este o țară atât de aproape de noi, la 500-600 de kilometri de București, cu o nevoie atât de mare. Dacă Dumnezeu v-a vorbit și vă cheamă, nu ezitați, deschideți-vă inima, lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească, să vă călăuzească. Avem școala de misiune la Constanța în care vă puteți pregăti. Avem o agenție care ne ajută și facilitează drumul spre un câmp de misiune și îmi doresc atât de mult să avem colegi în Macedonia, printre albanezii de acolo, să-i câștigăm pentru Domnul, pentru că într-o zi vom fi cu toți în ceruri și ce frumos va fi când acei albanezi vor veni la noi și vor spune mulțumesc că ai susținut, ai dăruit, te-ai rugat, ai postit și eu sunt astăzi aici în ceruri. În primul rând pentru harul lui Dumnezeu, dar voi v-ați implicat și eu astăzi sunt în cerul lui Dumnezeu. Mă rog și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm în Macedonia. Mulțumesc tare mult, Betuiel, Bianca, și vă mai așteptăm în anii următori pentru a vedea progresul lucrării lui Dumnezeu în Macedonia și a vedea prima biserică creștină plantată printre macedonieni, printre albanezii din Macedonia. Amen. Și stimați telespectatori, aș vrea și eu să vă salut acum la încheiere și să vă invit cu multă dragoste săptămâna viitoare în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți la această emisiune care vorbește despre misiune până la marginile pământului. Dacă vreți să aflați mai multe despre noi, despre lucrarea pe care o facem, nu ezitați să ne contactați, să ne scrieți. Putem să vă trimitem foaia de informare a Agenției Pentecostale de Misiune. Aici aflați informații despre misionari sau să vă abonați la revista Noi Frontiere, unde de asemenea găsiți informații, articole despre misiune, ce se petrece în lumea misiunii, ce se întâmplă în zonele persecutate. Aș vrea ca să auziți și dumneavoastră, așa cum Pavel a auzit în urmă cu 2000 de ani, acel glas: treceți în Macedonia și ajutați-ne, sau treci în Macedonia și ajută-ne. O zi binecuvântată mai departe și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.